Audi, BMW, Mercedes, dar eu vin cu taxiul, alți vreau să beau. Stau deoparte, trag o carte, parc în plajă, întotdeauna și din parte, parte șpașii. Fetele dansează și aici afară, unii le singuri, altele bară la bară. Tata-i bun așa cum vrei, numai să poți, gata, nu mai pierd nici o clipă, zbor glonț. Dacă mai am o leacă din noroc până-n zori, și le știi, poate mă mai însori de vreo două ori. Dar de tine îmi place, îmi place și nu glumesc. Hai de vină în coașe, eu pe tine te iubesc. Dar de tine îmi place, îmi place, serios glumesc. Hai de vină în coașe, eu pe tine. Ești sigur că vrei să te căsătorești cu mine? Da, mă, tu și-ai crezut că eu glumesc? Cum zice, bună dimineața, în rusește? Dobre utra. Dobră, cum zice, da. Haideți, vă rog, pe canapea, că e... Noastră, rămâneți în poziție acolo, că avem ceva de discutat. Doamnelor și domnilor, Ana Lesco și Pavel Stratan, bună la neața. Am zis bine cei mai populari basarabeni de există prin Românica. Tu, la un moment dat, umbrai și cu fratele după tine, cu trenul tuc-tuc-tuc, pe l-ai abandonat în Republică și ai început să... Și-am adus trenul aici. Și-ai adus trenul aici. Vai, și faci, Ana. Uai, și ți faci foarte gine, tu? Stai de liniștit, dar ce... Faci. Așa e un loc de... Vai, nu e așa, nu? Așa. Zici că sunt din cutie, nu? Din cutie, matrioșc. Matrioșc. Vai, de... Deci ai schimbat la hăinuță de când ai ajuns în România. Da, și toate au inspirat ținute de scenă pentru diverse artiste. Păi așa m-a învățat mama, da. Ce te-a învățat? Mi-a zis de acasă să am mare grijă, să țin cont de lucrurile astea. Da. Așa a zis? Am fost cu minte, să știi. Și știi am ținut că ea primește și acum, din când în când, o plasă de fasole, niște varză. Murături, neapărat. Murături. Știi că ea primește pachetel și la statutul ei de dita-i vedeta, da, în România? Da, normal, cum să nu, normal, da. Ce ai primit, doamna? Și ciorbiță primesc, să știi, și mai primesc că acum, de exemplu, îmi place foarte mult pepene roșu murat. Este un deliciu, tu știi cum e? Dacă n-ai fi adus și nouă, dar ce bine era. Și mi-a trecut prin cap, da. Nu-ți atâpe cum, dar tu ai mâncat, dacă ți-aș aduce ceva? Vai de mine! Dar din Republică, eu mănânc tot și beau tot ce primesc din Republică. Ai, da, bine că mi-ai zis. Da? Să vezi ce-ți aduc eu ție data viitoare. Ei aduc și ce-i aduc? Varienică. Nu? Foarte gustos. Orice ar fi să-mi fac un duș în prealabil, ca să terminăm. Cum e colaborarea asta? Repăi, ești, cum să spun, cu 20 de ani mai copil? Paul are emoții. Așa. Ai emoții? Am văzut, da, că erai... Plus că la momentul piruetei nu te uitai în ochii ei, te uitai în... El are emoții, el are emoții. Așa e scenariu? Așa e scenariu. Zi măcar asta. Nu știu. Nu știu nimic. Pavele, zine tu de bine. Piesă. Colaborarea a venit din partea mea. Așa. Eu l-am abordat pe Pavel și mulțumesc foarte mult pentru că a acceptat. Așa. I-a plăcut melodie și nici n-am mai stat prea mult pe gânduri. Iar în momentul de față avem un videoclip cu o producție foarte frumoasă și o producție complicată și foarte... Că ai făcut vreodată producție simplă la videoclip? Nu cred. Dar asta nu. Nu. Nu știu cine a mai filmat dintre artiști cu trenuri adevărate, cu vagoane, cu... cisterne și să stai să... Noi am avut și șinele acelea rezervate. A fost puțin complicat să avem parte de toate lucrurile astea, dar până cine la urmă... Cine a făcut videoclipul?
Alex Ceaușu. Alex Ceaușu. Da. Și pe această cale le mulțumim foarte mult, Alex. Apoi am filmat în niște podgorii foarte, foarte frumoase. Mă rog, a fost foarte multă lume implicată în acest proiect și a ieșit așa de bun gust. Mie îmi place tare mult. E frumos. E așa, știi, întrebarea e matur, așa, da, e un videoclip frumos. E matur, uite, tu îmbrăcată ca o drăgaică în niște vii. E matur, adică gândind toată. Întreabă publicul telespectator, când te liniștești? Nu răspunde acum, răspunde după o scurtă pauză de publicitate. Este versul de ne interesează. De ce trebuie să fie berea rece ca un sifon, întreabă telespectatorul. Ana răspunde. Am înțeles. La microfon. Am înțeles de ce nu ați înțeles. Da. Deci o bere rece ca un sifon? Da. Dar tu ai prins perioada cu sifoane? Boșe măi. Nu, bere rece că mă sufoc. A, că mă sufoc. Yes. Și tu când te sufoci, bagi o bere. O bere. Păi puberul se sufocă de 10 ori pe seară. Dai de mine. Păi la el speția e mai grea, bănuiesc. Am înțeles. Ce te-ai cocoțat acolo? Am greșit. Acum execut cum trebuie, spune. Nu, lăsați. Foarte bine, foarte bine. Mai aveți de mulțumit cuiva, să nu plecăm supărați din emisiune. Da, îi mulțumim case de discuri Cat Music și pe mine știți unde mă găsiți, da? Pe site-ul meu oficial și Facebook, de ce nu? Și uitați-vă la videoclip, că e tare drăguț, să știți. Ai, uite, ți-au mai trecut emoțiile. Pavele, ți-au mai trecut emoțiile? Un pic. Un pic. Dar de ce ai zis tu pe pauză că n-ai fost așa emoționat nici când ai venit cu piesele tale? Da, nu înțeleg de ce. Fete frumoase în jur. Asta te emoționează pe tine? Cred că noi trebuia să avem 3 bypass-uri dacă eram. Păi tu știi, în emisiunea asta? Ferească sfânt. E paradă de decolte. Hai de mine. Dacă ar avea și Flavia, și ea ar face paradă. Dar așa nu e. Mulțumim tare mult că ați venit pe la noi. Noi vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Să aveți parte de o toamnă liniștită. Mulțumim mult. Și dumneavoastră să aveți parte de mai puține emoții. Mersi frumos, o să mă strădă. Colegul Dani? Yeah.